Un accident cumplit a avut loc pe unul dintre cele mai pitorești canale ale orașului Sankt Petersburg. Atenție, urmează informații și imagini cu impact emoțional. Șoferul unui autobuz a pierdut controlul volanului, a intrat pe contrasens, a acroșat două autoturisme, a rupt parapetul și a căzut în apă. În autobuz erau 20 de pasageri. Unii au reușit să se evacueze singuri, alții au rămas blocați în autobuz și s-au înnecat. Echipajele de salvare au încercat să resusciteze răniții chiar pe acoperișul autobuzului. 4 persoane au murit și 4 sunt în stare critică. Șoferul autobuzului, care și el era să se nece, a fost reținut, iar pe numele său a fost deschis dosar penal pentru conducere neglijentă.